7 aprilie este Ziua Mondială a Sănătății. Doamna conferențiar universitar, dr. Irina Magdalena Dumitru, medic șef al Clinicii 2 de adulți din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase Constanța, ne va transmite un mesaj cu această ocazie și vă rugăm să vă adresați tuturor constanțenilor, cadrelor medicale, colegilor dumneavoastră, profesorilor de la Universitatea Ovidius și toți cei care sunt implicați în lupta împotriva SARS-CoV-2. În primul rând, vaccinați-vă, pentru că numai așa putem să mergem mai departe și numai așa putem să scăpăm de această pandemie. Apoi, aveți grijă de familiile voastre, de cei dragi vouă și eu, ca și medic, vă mulțumesc foarte mult tuturor că ați fost alături de mine și că am fost o echipă și de un an de zile am mers foarte bine împreună și am salvat nenumărate vieți. Iar pacienților noștri, aveți încredere, aveți încredere că ceea ce facem noi în spital este ceea ce trebuie să facem și vă rog frumos, vă rugăm toți să aveți încredere în personalul medical. Vă mulțumim foarte mult și vă felicităm pentru toate eforturile pe care le depuneți, pentru că înțelegem că acest context pandemic nu este deloc ușor și ne aflăm în timp al 3, o perioadă extrem de grea. Așa este. Vă mulțumim.